Bună seara, prieteni! Bun găsit la Sportul Gorjean. Gorjul este un județ în care, din păcate, sportul o duce tare rău, trebuie să o spunem. Iar astăzi am avut o nouă mostră că, nu știu, domnul primar, consilierii locali, ceva se întâmplă aici, pentru că această instituție pare că nu lucrează pentru cetățean, dacă ne gândim. Și o să pornim discuția cu Clubul Sportiv Municipal, că acest Club Sportiv Municipal nu funcționează efectiv, deși și-a obținut acel certificat de identitate sportiv, cred că undeva pe la începutul anului 2018, mă rog, poate mă înșel eu. Cert este că de aproape un an de zile tot încercăm să facem ceva pentru copiii din Târgu Jiu, copiii din Goj, da? Spunem, domnule, poate nu mai avem banii de la CEO, s-a dus sportul de performanță și haide să facem sport de masă, să sprijinim cumva copiii ăștia. Poate nu ajung toți la marea performanță, dar să facem ceva pentru copii. Ei bine, de un an de zile, cum să vă spun eu, se tot amână funcționarea, practic. Asta trebuie. CSM-ul ăsta să funcționeze. Poate ne mai ajute și pe noi cu ceva, și în sportul de performanță, și în sportul de masă. E bine, o altă mostră a fost astăzi în Consiliul Local, pentru că, să vă spun ceva, părerea mea, consilierii locali, care nu au fost astăzi la ședință, nu au sfidat primarul. Nu l-au sfidat, poate, pe Robert Bălăieț, cât au sfidat cetățenii din municipiul Târgu Jiu, pentru că așa ceva nu este admisibil. Dar, mă rog, fostul oficial al Pandurilor, fostul jucător al Pandurilor, pentru unii nou director de la CSM, Robert Bălăieț, se află astăzi, în această seară, de fapt, la noi în platou. Bună seara, domnule Bălăieț, și bună seara ție și telespectatorilor voștri. Mă bucur, ca de obicei, să vin la tine în emisiuni și, indiferent ce se întâmplă, vin cu mare drag. Am vorbit astăzi la telefon, am discutat puțin despre situația CSM-ului înainte de ședința de îndată care a avut loc la primărie și am zis în felul următor: domnule, dacă e, nici nu vorbim de CSM, vorbim despre sport, pur și simplu că avem despre ce discuta, dar totuși vreau să punem pe tapet întâi subiectul ăsta, pentru că nu înțeleg o singură chestiune. Și cred că sunteți în ceață la fel ca mine. Până la validarea dumneavoastră în funcția de director la CSM Târgu Jiu, nu a zis nimeni nimic. Domnule, că nu e concursul organizat cum trebuie, că nu se respectă anumite prevederi. Deci toată lumea a fost de acord să se organizeze acest concurs. Da. Eu nu știu de când s-a obținut acest CIS, adică nu am participat efectiv la actele clubului acesta și ce s-a făcut înainte. Știu doar că a fost un concurs la care m-am înscris cu câteva zile înainte și pe care l-am picat. Trebuie să fiu, ca de obicei, sunt un om corect și n-am fost destul de bine pregătit. A fost un timp scurt. M-am prezentat totuși să văd despre ce-i vorba și poate aveam noroc sau nu știu. Era imposibil să nu iau notă aia pentru că n-aveam cum din sport să nu știu ceva, chiar dacă n-aveam mult timp de învățat. S-a dus acel examen, nimeni, dar absolut nimeni nu a spus că nu se organizează bine. Deci primul examen la care nu a fost declarat admis niciun candidat pentru că n-a luat nota 7. Am văzut că a fost și acolo o tevatură, unul dintre candidați, domnul Marinescu, a spus că nu a fost, că regulile s-au schimbat în timpul jocului, că bine, dar chiar a știut că trebuie să luați nota 7 chiar. Da, pentru că era pe site, dar pe mine m-a avantajat dacă era 5, că intram și eu la interviu. Care e problema? Corect, urma și un interviu, da, corect. Pentru că știam că dacă era peste 5, intram amândoi, tot. Dar nu vreau să mă întorc. Lucrurile au mers, pentru că nici eu, ca și tine, și nu înțeleg în ce am intrat, sincer. Mi-am sacrificat niște luni, am citit și m-am prezentat la al doilea examen. Nimeni nu mi-a spus că n-ar fi ceva ok. Am luat examenul de scris, a urmat proba orală și susținerea proiectului de management, cu o comisie care habar n-am cine sunt acei oameni sau ce, de unde sunt și ce fac. Am fost declarat admis și trebuia această validare, pentru că nici eu n-am citit ce trebuie să se întâmple la final. Validarea așteptam care să mă cheme cineva, dar sincer, acceptam să mă cheme cineva să-mi zică hai să semnăm contractul și, sincer, hai să ne apucăm de treabă. N-am întrebat pe nimeni de vreun salariu, cât este, crede-mă.
N-am vorbit nici cu foarte mulți oameni din sport pentru că am așteptat să văd ce se întâmplă. Și nu e normal să vorbești dinainte de un concurs cu oameni, cât mai mă întrebau lumea că cu cine o să lucrez. Ați fost surprins ieri când consilierii locali practic s-au abținut? Eu da, am fost surprins, pentru că, dar nu am fost neapărat surprins pe faptul că s-au abținut pentru că au găsit nu știu ce virgulă pe acolo sau nu știu. Nu sunt jurist și o să mă angajez unul foarte bun. Am citit și eu acum. Dar nu vi s-a părut că v-au luat puțin la mișto, adică la mișto. Poate nu. Un cuvânt dur, da? Nu, da. Dar totuși nu e o lipsă de respect asta nu, pentru un om care, nu știu, recunosc, a învățat. Deci recunosc. Au luat concursul, toate că, bune, frumoase și la validare. Că m-a deranjat. Hai să ne luăm mâna de pe proiectul CSM. Nu, pentru că pentru asta, Cătălin, sunt căi de urmat. Și clare, după părerea mea și avocaților cu care am discutat, mâine se împlinesc cele 15 zile, dacă nu sunt validat, o să fac niște plângeri penale, inclusiv primăriei și Consiliul Local. Pentru că, mi se pare corect. Pentru că, cum spui tu, eu mi-am sacrificat niște timp, mi-am dat la o parte prieteni lunile astea și m-am implicat și nu vreau să râdă lumea de mine pe stradă că o să merg până la capăt, e clar. Dar, ați avut un moment impresia că ați intrat într-un război murdar, un război politic în acest da, moment? Da, mi se pare clar că am intrat într-o chestie care nu mă caracterizează. N-am făcut politică niciodată. Niciodată n-am făcut politică. Nu am susținut pe nimeni public sau... Fiecare din noi avem opțiunile noastre, le ținem pentru noi, dar... Și nu înțeleg chestiile astea. Dar nu m-a deranjat nici măcar asta. M-a deranjat faptul că absolut nimeni nu m-a întrebat nimic de sport. Absolut nimeni, oameni care eu, unii din ei chiar lucrasem pe la Pandurii, nu m-au întrebat măcar viziunea mea ce vreau să fac pentru acești copii, pentru acest sport, pentru toate sporturile de acolo, ce putem face, cum mă așteptam să fiu primit să... Robert, cum... Ok, ai luat examenul... Hai să te ajutăm. Știți ce nu înțeleg eu, domnule Băleț? Și asta chiar nu pot să înțeleg aspectul acesta. De ce? Spuneți că nu v-a întrebat nimeni nimic. Absolut. Păi poate era un scenariu bine stabilit. Pentru că eu nu pot să-mi imaginez de ce niște oameni, și mă refer la consilierii locali, mă refer la primar, nu țin partea nimănui aici, de ce niște oameni nu cad de comun acord sau dacă primarul nu organizează un concurs, să spunem că organizează primarul, dacă au dat vina pe primarul Românescu, nu organizează un concurs, trage-l de mânecă, tu, consilier local, domnule, stai să nu ne bate în joc de oamenii ăștia care se prezintă și sunt candidați aici. Da, hai să nu ne bate în joc de ei. Că noi respingem proiectul că nu a fost concurs organizat cum trebuie. De ce nu faci asta de la început? Cătălin, nu mai vreau, pentru că așa de... Pare rea intenție aici. Foarte aici. Dezamăgit. Foarte dezamăgit sunt. Pentru că eu zic că am avut o relație foarte bună cu toată lumea. Nu m-am certat cu absolut nimeni, indiferent de culoarea politică. Și eu chiar am venit cu inima deschisă și am fost entuziasmat așa de lucrul acesta după ce am luat acest examen, că o să-mi fie foarte greu, pentru că tu gândește-te, noi, acest club pornește de la zero. Zero absolut. Nu există oameni, nu există logistic, nu există echipamente, nu există antrenori, nu există... Și nici nu mai pornește odată. Trebuie să pornească odată. Și da, corect, nu așa e, nimic. De la zero. Este foarte... Orice zi. Au trecut deja niște zile. Da? Au trecut niște zile de când am luat acest examen. Orice zi pierdută este în detrimentul sportului și ar acestor copii, până la urmă, din orașul acesta. Că nu va rămâne clubul CSM al lui Robert Băleț. Nici al lui... domnului Romanescu. Și nici a Consiliului Local. O să se schimbe. Toți ne schimbăm. Dar o să pornească o treabă, pentru că în viziunea mea acesta va fi principalul pol al sportului. Pentru că nu cred că CEO va mai putea băga bani în sport. Nu cred că... Da, e tot mai departe. Celelalte... Pentru că trebuie să fim realiști. Lumea o duce greu. Ce greu.
sportul, tot ce se face la nivelul... Foarte multe domenii sunt la limita supraviețuirii. Sportul la fel. Și am văzut zilele trecute un exemplu elocvent, adică echipa de basket, susținută până la urmă de municipalitate, de Consiliul Județean, nu mai poate, e în acest moment în blocaj financiar. Bine, acolo, nu e aprobat un buget la nivel central, într-adevăr, dar acolo, nu știu, poate ar trebui facilitată puțin legislația, să nu mai plătească oamenii aia chirie. Sunt costuri extrem de mari la sala sportului. Este, eu văd altfel lucrurile. Bine, o să vă izbiți de problemele astea când veți fi directul la CSM în fiecare zi. Este o altă problemă acolo, pentru că este un club privat. Eu știu că tu când îți faci un club privat sau eu, am în vedere un anumit buget. Și îmi dau seama că o să aduc niște jucători pe care trebuie să-i plătesc. Nu pot să dau drumul la o treabă și la un club, la o divizia A, cum sunt ei, și eu să n-am bugetul pentru salarii. Dar vi se pare normal ca bugetul național să fie aprobat undeva prin aprilie? Întreb și eu. Bine, ce e nu normal? Nu mi se pare normal. Pe mine, sincer, mă ajută acum. Da, corect. Din perspectiva CSM-ului... Da, pentru că, uite, poate fi de ajutor, că nu s-au stabilit anumite date financiare. Da. Da, dar fiecare zi pierdută, este, ți-am zis, pierd oamenii, pierd copiii acestui oraș, pierd părinții bani, pentru că, îți spun, eu nu cred că o să mai meargă în privat foarte mulți dacă CSM-ul o să devină un club profesionist și cu antrenori foarte buni și cu condiții foarte bune de antrenament. De ce să dea părinții aceia? Că mulți nu iau. De ce să dea taxe? De ce să plătească echipamente? De ce să plătească cantonamente? De ce? Deplasări de meciuri? Când noi, ca și comunitate, primăria și consiliul local, sunt obligate să promoveze sportul. Scrie și în legea sportului. E obligația. E o obligație și oricum. Obligație. A spus la un moment dat că ACS Târgu Jiu, că echipa de basket e club privat, dar... Eu nu vorbesc de oameni privați. Corect, dar vă aduc în atenție un anumit aspect, nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Dacă CEO nu mai sprijină, pentru că totuși vorbim de o entitate de nivel foarte mare când ne referim la CEO, dacă CEO nu mai sprijină sportul în Gorj, având în vedere că trăim totuși în Târgu Jiu, un oraș mic, este aproape imposibil ca banii să fie atrași din mediul privat și o echipă să aibă o activitate la nivel de grup albastră, cum e ACS Târgu Jiu, un fel de menținere în Liga a doua. Mă înțelegeți? Da. Unde bat? Deci, clar, știu de unde bat și mi-am făcut și eu niște teme așa în timpul ăsta, că nu poți să vine pregătit așa când te duci la un examen și să faci niște planuri. Exact chestiile astea de management care le invocă anumiți oameni. E clar că CSM-ul nu va putea aduce la cel mai înalt nivel de performanță. Mă îndoiesc că se vor aloca atâția bani, pentru că spun, discut cu oameni din țară, știu despre ce e vorba. De exemplu, la basket, ca să tragi la titlu, îți trebuie 1.800.000 de euro. Cam așa, 1.800.000. Bine, vremurile astea de mult apuse la noi. Vorbim despre totul. Handbal depășește facem 1.000.000. Facem unele calcule. Bun. Fotbal la nivelul cel mai mare, câteva milioane. Nu cred că primăria Târgu Jiu, nu știu și nici n-aș vrea să vorbesc, dar nu cred că poate să aloce un buget de ca CSM București sau de 5-6 milioane de euro. Deci e clar că noi va trebui să mergem pe sportul de masă pentru toți copiii acestui oraș, pe sportul de performanță pentru juniori. De ce nu echipe pe fiecare nivel, pentru că în sport, oamenii serioși fac niște piramide, pornind de la copii de 8 ani și terminând cu o echipă de seniori. Nu da, știu care va bază, fi nivelul. Aia. Eu zic că la divizia C putem să o ținem liniștit. Nu o să concurăm niciodată cu pandurii, ca și tot aud. Pandurii. Pandurii e pandurii. Bine, pandurii e brandul nostru, e brandul nostru și din păcate e în moarte clinică, adică doar o minune. Doar o bine, domnul Condescu zice în continuare că pandurii vor... Doamne ajută să fie zeci de ani de acum încolo această echipă în viață. Eu sper să am o colaborare cu pandurii, adică să le vând jucători sau să crească jucătorii la mine și să joace la ei în divizia A. Corect. Interesul corect. Meu e să funcționeze și celelalte structuri. Ne spune sportive. Cineva în felul următor, dacă proiectul dumneavoastră a fost evaluat de Comisia Îndreptățită să facă asta și mai mult dacă a fost disponibil pentru studiu pentru tot Consiliul Local. Eu am depus
proiectul când m-am înscris. Comisia, am avut la oral și întrebări din proiect, normal, m-au întrebat oamenii. Este totul scris acolo, că a notat o doamnă de la primărie, nu o cunosc, nu știu cine e. Știu că se face un proces verbal. Proiectul a fost acolo, nu știu dacă era de datoria mea să mă duc la Consiliul Local să le prezint acest... Asta e încă un... Pentru mine e un argument că pur și simplu pe unii nu i-a interesat. Proiectul era acolo, acest proiect de management. Ați avut vreun moment dat impresia, așa cum domnul Romanescu a declarat astăzi, iar dacă domnia sa o spune, nu știu, să acționeze în instanță sau să facă o plângere penală, că nu înțeleg. Domnul Romanescu a spus verde în față că au încercat domnul Butan, care înțeleg că e consilier local cu domnul Marinescu, da, care este genul domnului Butan, să se impună, să aibă discuții preliminare, să fie acolo. Nu cunosc și nimic. Deci nu v-a dat impresia vreodată că acest concurs ar fi aranjat pentru altcineva? Întreb. Mă, n-am simțit nimic, adică nu... Nu, n-am văzut, adică, niște mișcări pe acolo, pentru că eram și mai mulți candidați. Adică n-am văzut. Subiectele chiar mi-aduc aminte că le-a tras domnul Marinescu. Nu, ce pot? Nu pot să zic nimic de nimeni, că nu... Da, sunt totuși niște acuzații grave și domnul Romanescu va trebui să le probeze. Bine, și domnul Romanescu domnul Marinescu a făcut plângere penală către... Crede-mă că chiar nu mai vreau și am văzut și azi. Azi am fost degeaba, bine. Mâine are loc altă ședință nu de, mai de îndată. Nu vă mai nu prezentați. Mai nu, nu mai merg. Nu mai, că nu mai... Adică eu cu oamenii ăia din Consiliu trebuie să lucrez, Cătălin. Eu nu o să pot să fac singur, indiferent ce proiect de management am făcut eu. Că puteam să fac un proiect de management să cer exact ce ți-am spus înainte, 10 milioane de euro. Da? Că așa văd eu lucrurile. Că eu am văzut lucrurile spre marea performanță. Am trăit marea performanță. Și eu, dacă îmi făceam un proiect real pentru ce vreau eu, ceream 10 milioane de euro. Și la sumau și înseamnă că ăla era... Tot ce voi face, încă o dată zic, ce voi face, pentru că cred că se, și în ceasul al 12-lea se va rezolva. Voi face împreună cu acel consiliu local. Cu ei voi lua deciziile. Eu voi veni cu proiectele pentru acești copii. Uite, vreau echipă U14 la basket. Și îmi trebuie bani pentru echipament, pentru cantonament, pentru antrenorul acela, pentru ăla... Adică lucruri clare vreau să fie, transparente, afișate undeva, toate cheltuielile acestea, să fie transparență totală, crede-mă. Pentru că nu vreau, eu n-am venit... Dacă vorbim de CSM Târgu Jiu, n-am venit că va fi transparență, nu? Să-mi risc libertatea și sănătatea la acest CSM, crede-mă. Dar dacă mâine... Nu veți fi validat ca director al CSM. Ți-am zis ce se întâmplă de aici care încolo? O să-i fac? Deci instanțele de judecată, o da? Să dau un o să fac plângere penală contra primarului și a consiliului local pentru că nu mă validez. E simplu. N-am ce să fac, pentru că trebuie să fac acești pași, pentru că n-aș mai fi eu dacă nu i-aș face. Și nu m-aș justifica în fața copiilor mei și a oamenilor care cred în mine că nu merg până la capăt, pentru că eu așa sunt ca om, merg până la capăt. Nu știu dacă v-am pus întrebarea asta pentru că ne-am încurcat cu politica puțin. De ce totuși ați decis să veniți în fruntea, sau de ce vă doriți să fiți în fruntea CSM Târgu Jiu? Ți-am zis. Entuziasmul. Vreau să rămână ceva după mine în acest oraș. Vorbim de un peisaj sportiv sumbru. Da. Tocmai de aia. Am fost mereu în momentele grele. Am fost cam acolo. Mi se potrivește. De minune, credem. Și cred că pot să fac. Cu experiența care o am și... Vi s-a propus adeziunea la un partid politic? Da, am văzut că în direct vi s-a propus. Adică, domnule, nu faci parte din partidul X sau Y. Nu cred că mi se va propune pentru că o să refuz direct. N-am făcut încă o dată, repet, politică niciodată. Bine, în viață niciodată nu trebuie să spui niciodată, că nu se știe ce-ți rezervă. Da, a fost o glumă, am luat-o ca atare... Îi mulțumesc că a fost foarte
Am tot la urmă. Da. Bun. Deci, ca să lămurim cu Clubul Sportiv Municipal, îi acționați în judecată. Dar, mă rog, faceți plângere penală dacă mâine nu veți fi investit, da, în funcția de director al clubului. Pentru că ți-am zis, sunt un om al urbei, merg la piață, mă întâlnesc cu oameni, oamenii se uită la mine mereu, am discutat, m-au încurajat, poate că și una din deciziile care au dus să merg a doua oară a fost și părerea oamenilor din oraș, ca să facem ceva împreună, că n-o să, eu singur nu o să pot să fac nimic. Dar dacă se ajunge la repetarea concursului, sunteți dispus să repetați concursul? Da, după ce îi dau în judecată în penal și legea spune, nu poți să lași lucrurile așa. Nu poți. Ai făcut ceva. Nu poți să... ce suntem? Păpuși? Dăm de câte ori? Sau ce? O să dau de 30 de ori examenul? Da? Că nu înțeleg nimica, crede-mă. Ok, nu, am înțeles, ți-am zis care o să fie pașii clari, dar nu mai mă întreba de asta. Întreabă-mă de ce vreau să fac pentru copii ăștia. Eu acum mă interesează ce săli sunt bune, identificarea unor terenuri pentru construirea de alte baze. Alte alea am eu în cap. Crede-mă, nu-mi bat capul acum juridic și cu... Am avocat, se va ocupa... Jurnalistul Aurel Măceșanu a declarat în emisiunea trecută că CSM Târgu Jiu nu poate avea secție de fotbal. Da, trebuie rezolvate niște... Mi-ai servită. Da, trebuie rezolvate pentru că este o incompatibilitate în RAF, de fapt în integritatea. O persoană nu poate să fie la sponsor sau membru acționar la două cluburi. Cum este primăria, da, la Pandurii Târgu Jiu. Și va trebui rezolvată această problemă. Ori iasă. Bine, nu știu cum mai contribuie primăria la Pandurii Târgu Jiu. Nu contează, este. Afiliat, este. Dar astea sunt problemele care se vor rezolva după ce o să fiu validat. Da, păi, dar nu că suntem nu pot în stare să rezolvăm oricum problemele minore, observ. Da, eu nu pot să mă ocup acum. Mă închipui când ne luăm la trântă cu legislația ce... Deci atunci, o să acționez și eu, dar până atunci nu pot să fac nimic, că... Știu despre ce problemă. Bun. Cum apare peisajul sportiv în 2019 în Gorj? Cum vi se pare? Și că ați pomenit de baze sportive. Vorbim și de infrastructură, vorbim și de sport la nivel de performanță, da? Să nu vorbim... Haideți să vorbim și de sportul de masă, că poate e cel mai important. Vi se pare că suntem un județ sportiv sau care poate să le ofere tinerilor și o alternativă în acest sens? Ultimii ani am fost mai mereu plecat. Nu am stat foarte mult în Târgu Jiu și am vizitat multe baze, chiar în România, pot să zic. Cu toate că zic așa, un termen chiar în România. Pentru că merg mereu și în străinătate și văd acolo lucrurile de mult spuse la punct. Dar chiar și în România s-au mișcat lucrurile. CSM-urile au baze, cam toate structurile aparținând statului sau unităților administrative teritoriale au ceva. Nu avem nimic. Da, să zicem și noi că avem o sală a sporturilor acum. Da, avem o sală a sporturilor care și acolo... Am văzut că dacă... se mai antrenează unele echipe acolo. Exact, că... sunt multe de pus la punct. Că n-au bani să se antreneze acolo. Eu cred că acești copii merită să le dai cei mai buni. Adică nu văd de ce copiii aceia nu se pot antrena în sala sportului. Dar asta sunt lucruri pe care eu trebuie să le rezolv. Ca și director al acestui CSM. Degeaba vorbesc cu tine acum. Eu, împreună cu consilierii, cu domnul primar și cu celelalte autorități. Că încă o dată, repet, nu sunt certat cu nimeni. O să merg la Consiliul Județean, o să vorbesc cu domnul Cosmin Popescu. Nu cred că n-o să mă ajute. Nu cred.
Nu cred că nu îi place sportul. Sincer, nu cred. Ba, din contra, spune. Și eu cred că mă va ajuta. Și el, și celălalt. Pentru că nu facem nimic rău. Facem niște lucruri bune care rămân. Lucruri care rămân. E păcat că acești copii să n-aibă șanse. Și generațiile noastre, ăștia mai în vârstă, așa, n-am prea avut. Aveam 2-3 mici la antrenament, aveam tricourile. Dar acum este dezastru. Mă întâlnesc cu oameni care plâng. Plâng pentru că nu pot să-și ajute copiii. E groaznic. E groaznic să nu poți să ajuți copilul tău pentru că îl costă 1 milion taxa. Îl costă 3 milioane, 4 milioane echipamentul. Îl costă cantonamentul 5 milioane. Turneul la Constanța, nu știu cât. Sunt bani. Părinții îi dau. Fac, să duc, să împrumut. Fac sacrificii. Fac. Dar e de datoria primăriei să-i ajute prin acest... Eu am crezut... De asta am crezut că s-a înființat. Sincer. Și chiar cred că de asta. Și acum cred, ți-am zis în ceasul adus, e foarte trist când un om ajunge la orice vârstă să conștientizeze că această comunitate nu lucrează pentru el, nu îl reprezintă, nu îi reprezintă interesele. Da. E foarte trist. Trebuie să fii clar în slujba lor. Că și ca părinte, nu-mi închipui cum un părinte, care nu are, să spunem, mari posibilități financiare, pentru că sunt puțini oameni foarte puțin avuți în Gorjul ăsta, care majoritatea au plecat, ce să mai spunem, că am prieteni veri, rude... Da, păi, cum se zice, că nu există familie fără măcar unul sau doi plecați. Și n-au plecat de, cum să zic, au plecat forțați majoritatea. Ideea stă în felul următor. Chiar aș vrea să vorbesc cu un părinte. Am mai vorbit cu 2-3 părinți care îmi spun, domnule, ăsta-l mi vrea să facă sport de performanță. Poate eu n-am banii necesari, dar nici să-i ofer minimile condiții, să mi-l muți prin județ. Da, asta e chestia, ce se numește. Pe asta... Antrenorii să fie neplătiți. Deci pe asta voi miza. Deci vor fi și grupe de... Pentru că tu știi când sunt copii, toți vor să joace fotbal. Și e normal. Până la 10-12 ani trebuie să joace toată lumea. Adică nu există așa grupe de... Că la 12 ani nu-ți dai seama dacă e Messi sau e, da, corect, altcineva. Și trebuie să joace. Trebuie să aibă bucuria. Bucuria jocului. Să vină râzând acasă. Să distreze la antrenamente. Și primăria poate să-i ajute prin acest CSM. Poate să-i dea un tricou, poate să-i dea un short, poate să-i ofere o minge să se antreneze. Par lucruri mărunte, dar sunt extrem de importante. Nu pleacă cu mingea aia, nu mănâncă. Se joacă cu ea și o lasă acolo. Lucruri, un training. Eu mi-aduc aminte când primeam training de la CSS. Simteam că sunteți parte din ceva, CSS, nu? CSS Târgu Jiu era. Da, exact, ca aparține, da, cuiva. Era un motiv de mândrie, nu? Pe vremea aceea, da, erau doar două structuri, era Pandurii și CSS. Mi-aduc aminte că îi băteam măr de fiecare dată. Și când prindeam un training cu CSS pe spate, păi dormeam în el, Exact. Dormeam în el. Ieșeam prin fața blocului să mă vadă toți vecinii, dacă nu erau pe geam, fluieram, țipam pe acolo, știi, să-i trezesc pe aia să vadă că eu sunt la CSS. Așa vreau să ajungă CSM Târgu Jiu. Asta e, să domnul Bulescu, făceați parte dintr-o familie și erați mândru că făceați parte din familia. Acum nu a dispărut acel sentiment că aparținem unei comunități. Se poate face, de undeva trebuie să pornești. Să vedem ce se poate face, că domnia se ceartă prin Consiliul Local și lezează interesele cetățenilor. Eu asta spun și asta văd și toți la fel. Nu mă mai interesează politica, deja m-am săturat de politică. Nu mă mai interesează că primarul e de o culoare, că Consiliul Local e potrivnic și așa mai departe. Absolut. Să reprezinte interesele cetățenilor și când vin următoarele alegeri, punem votul pe X sau pe Y și cu asta basta. Dar nu se poate așa ceva. Mă rog, vreau să vă întreb în felul următor. Dacă credeți că într-un oraș cum e Târgu Jiu se pot atrage fonduri din mediul privat, și uitați că am avut o discuție și cu domnul Marinescu, care a venit la noi în studio de vreo 2-3 ori, da? Și domnia sa spunea la un moment dat, domnule, eu când vreau să vin director la CSM, am și vorbit cu, să spunem, 50 de oameni de afaceri, da? Care sunt dispus poate să mă ajute. Dumneavoastră, unu, ați purtat discuții cu oameni din mediul privat și, doi, vă întreb, credeți că într-adevăr se pot atrage sume, să spunem, consistente? Pentru că am văzut că doar cu sprijinul municipalității, al Consiliului Județean, din păcate, nu se poate face marea performanță. Da, ca de obicei, o să fiu foarte cinstit cu tine, cu toate că am văzut că nu e prea bine
Cu mine e bine. Să mai uită și alți oameni la noi. Asta da. E altă poveste. Va fi foarte, dar le mulțumim tuturor. Va fi foarte greu. Pentru că eu te-aș întreba, ți-aș răspunde, și nu e frumos, cu o întrebare. Unde sunt acei 50, 60, 70 de oameni acum? Unde sunt? Păi băia, 50-70 de oameni poate erau prieteni cu domnul Marinescu, nu știu. Doar prezența domniei sale garantează că ar veni la CSN. Nu, eu sunt convins că zic putem. Eu, nu știu. 100% vom atrage și este normal și va fi și asta o datoria mea. Pentru că, după cum știi, după regulamentul făcut în acest CSM, 4 persoane fizice sau juridice pot să intre în comitetul director dacă dau 25.000 de euro anual 2 ani consecutiv. Eu zic o să-i găsesc pe acei 4. Și s-ar face așa. Și atunci, în funcție de ce bani poți să atragi. Eu nu pot să vin eu cu, să mă laud acum că o să-ți aduc chinezii din Beijing și fac 8 fabrici sau stați bagă puțin, toți banii. Stați puțin că vine 2020 stadion, și vin iar ruși care susțin adică Pandurii Târgu. Erați la Pandurii Târgu Jiu, mi se pare că erați cu Flaviu Stoican când veneau investitori arabi și ruși. Nu, a fost după. A fost după? Nu, da. Nu știu cu rușii și cu arabi. Păi n-a venit niciun ruș, niciun arab, dar asta se zvonea, că era un prag de alegeri. Bine, asta e simplu. Vorbiți un domn de la București cu ei. Cătălin, nu îmi asum... Chiar n-ați văzut rusa ora pe aici? N-am văzut. Bun. Deci tot ce vorbesc îmi asum. Și o să-mi asum și în acest club obiectivele de performanță. Pentru că dacă lumea nu înțelege sau cei de, nu vor să înțeleagă. Pentru că dacă eu nu fac ce spun, o să dau socoteală. Nu sunt eu șeful cel mai mare din acel club. Sunt un om cu o funcție executivă. Cred că dacă nu o să fac treabă, există un raport și o să mă dea afară. Și nu-mi permit, la numele care mi l-am făcut așa, nici aici și în țară, nu-mi permit să fac greșeli, crede-mă. Nu-mi permit. Să mă judecă copiii mei. Chiar fiică mea mică îmi zice, tati, sunt cu tine, colegii, ne încurajează, că e bine, că să facem, să... Ce îi spun eu când mă duc acasă? Că n-a vrut un nene de acolo, că nu știu ce... Ce să-i explic? Păi e greu de explicat pentru oamenii mari, dar apoi pentru copii. Pentru că eu vreau ca copilul meu să trăiască aici, să crească aici. Și eu vreau... Nu vreau să plece la 18 ani. Să-mi crească copilul aici, da. Nu știu dacă o să mai prind eu vremuri chiar, pe aici. Chiar cred că se vor rezolva lucrurile și nu vom mai pierde nici măcar o zi. Dacă credeți că se vor rezolva lucrurile, când credeți că se vor rezolva lucrurile? Estimativ, așa. Eu sper că mâine. Așa cred. Sunteți foarte optimist după ce s-a întâmplat în ultimele două zile. Obligat să cred asta. Și dacă nu, o să fac o plângere penală. Ți-am zis, poate mă duc la judecătorie. Obțin o ordonanță prezidențială care mă va pune în funcție, dacă am dreptate, bineînțeles. Poate și să spunem că acest proces anevoios se va finaliza... Nu, aia se va finaliza în 24 de ore sau 48 de ore. Deci, nu mai am întrebat chestii juridice, ți-am zis că... Nu, dar sunt și eu curios când ar putea, în aprilie, să spunem, ar putea funcționa CSM-ul. Credeți că va funcționa CSM-ul în aprilie? Eu zic că va funcționa. Oricum, efectiv de competiții, că, nu știu dacă a vorbit cineva la... și multe lucruri nu le-am spus la nimeni. Acum, na, că s-a întâmplat și am zis că, bă, după ce câștig acest examen, dar se pare că nici acum nu e ok, o să spun anumite lucruri din ce vom face și ce se va întâmpla. Că lumea credea că dacă mâine eu o să fiu numit, lumea să nu se aștepte că poimine avem meci. Da, sau spus, peste o săptămână. Da, așa e. Durează afilierile la federații, durează recrutarea antrenorilor. Nu va dura foarte mult, e o chestie rapidă. Durează cooptarea copiilor, pentru că copiii nu se nasc alții la generația de 2004, de la 2007. Tot ăia care joacă sunt și ei sunt la Panduri, la LPS, la privați.
care eu va trebui să-i conving să mute la mine, că o să-i ofer tot ce vrea el. Și o să vină. Și antrenori foarte buni, și condiții de antrenament foarte bune. E foarte greu. Nu poți mâine, bați din palme, ai făcut 10 echipe și dai drumul la funcționarea clubului. Ce ușor ar fi. Ți-am zis, e o muncă foarte grea va fi. Pentru că nu e nimic, nici măcar un pix nu e al CSM-ului. Eu nu l-am văzut. Va fi foarte greu. Dar, împreună cu toată lumea din orașul ăsta, sper să am o susținere. Ați discutat cu oameni ca să vă conturați echipa? Că presupun că atunci când ați luat concursul, normal că era firesc să faceți acești normal că nu pot să-ți dau nume. Și n-o să păi fac. Dar nu e corect că nu sunteți încă instalat pentru că oficial. Și în discuțiile cu ei am vorbit ca și principiu. Pentru că nu puteam să dau niște... În primul rând că nu știam că dacă iau examenul și parcă mi-aduc aminte că m-ai întrebat toată și înainte de primul examen dacă am echipă. Nu, nu îmi permit să te chem pe tine de acasă să zic, vei lucra cu mine, când eu nu știu dacă voi lua acel examen. Să strici tu planurile, să visezi noaptea că vei fi cu mine. Dar am discutat după aceea, în mare creionat cam totul, tot împreună cu Consiliul Local, cu primarul, voi face chestiile astea, aceste proiecte. Cu reprezentanții eu o să vin, cetățenilor, da? Da, eu o să vin cu niște proiecte și acolo. O să le arăt. Uite, aici, aici, ăsta. Poate o să aibă idei mai bune ca mine, pentru că nu le știu eu pe toate, Cătălin. Nu le știu eu pe toate. Poate o să aibă o doamnă consilier o idee foarte bună. Și atunci o aplicăm pe aia. Sau un om de pe stradă. Să vină să spună. Uite, așa văd eu lucrurile. O să aveți ceva de lucru, domnule Bălea, și nu o spun numai că... Da, știu, multe ca director al CSM-ului, dar și să... Cum să spun, să fiți un catalizator între oamenii ăștia. Eu cred că pot să fiu. Deocamdată unul hăis, unul cea și cetățeanul suferă. Crede-mă că mă interesează prea puțin dacă o să fiu prieten cu politicienii. N-am fost nici până acum. Ne salutăm, ne cunoaștem, dar încă n-am cerut ceva de la cineva, absolut de la nimeni, și n-am nicio obligație față de nimeni, Cătălin. Prefer să fiu prieten cu oamenii și să mă tragă țin de mână. Țin minte declarația asta, dacă semnați vreo adeziune la vreun partid. Da. Poate se întâmplă în viața asta, cine știe. Nu, te-am zis înainte. Ți-am zis că nu zic că niciodată nu se știe că corect, dacă da, voi mai avea vreo încă un eșec din asta, încă unul și îmi voi da seama chiar nu merge nimic și tu ai dreptate și celălalt are dreptate. Și atunci o să văd că nu și pot atunci, să ajung la... Și atunci cred că există două opțiuni, adeziunea la un partid sau migrarea, nu? Sper să nu se ajunge. Sper că n-am ajuns încă acolo. Mai avem aproximativ 2 minute. Repede și de Pandurii Târgu Jiu, clubul la care a slujit și ca jucător și ca oficial. Se văd vremuri bune? Se poate salva cumva echipa asta? Sincer, n-am mai vorbit cu mine. Îți dai seama, și am mai vorbit cu tine chestia. Pandurii va rămâne în inima mea ca și clubul cel mai iubit de mine. Niciodată n-aș putea să fac rău la Pandurii Târgu Jiu și nici nu o să fac chestia asta. Că mai auzeam discuții, că CSM-ul, că vrea să ia Pandurii. N-am nicio legătură. Dacă pot să-i ajut prin munca mea să cresc tineri și să-l dau la ei să-i ajut, cu mare drag. Din păcate nu văd lucrurile că se mișcă. Nu văd nimic. Văd o echipă foarte tânără, niște eforturi care se fac să supraviețuiască. Să jucăm de la etapă la etapă. Eu am mai zis ceva și pare. Văd că m-am înșelat când am plecat. Țin minte că am promis că după aceea plec. Eu n-am crezut că mai supraviețuiesc. Deci pentru mine e o minune că există. Sincer, nu din perspectiva asta, da, să știți că e. E o minune. Chiar e. Eu așa văd lucrurile. Pentru că am avut și jucători, tineri, care au ajuns, au jucat bine la Pandurii și s-au dus mai departe. Eu cred că ăsta e da. Și scopul în acest moment. Da. A jucătorilor care vin la Pandurii Târgu Jiu. Da, vin foarte puțin și... Vorbeam zilele trecute cu un fotbalist și mi-a spus, domnule, sper să dau și eu 5-6 goluri. Corect. Corect. Să mă vadă cineva. Corect. Aici nu mai pot să stau. Corect. Și uite așa se ajută unii pe alții. Și clubul să trăiască și jucătorii să evolueze.
Domnule Bălez, vă mulțumim foarte mult că ați fost în această seară alături de noi. Urmărim și noi deznodământul evenimentelor din Consiliul Local mâine. Dumneavoastră spuneți că sunteți optimist, eu sunt realist. Da, sper. O să depuneți acea plângere penală? Și vedem eu sper să nu, că n-am făcut niciodată. Crede-mă, niciodată. N-am făcut cineva niciodată. Să o formulați. O luați ca o nouă experiență. Da, nu-ți reclam agiu de... Da. Dar de data asta nu mai pot să accept. Crede-mă. Ok, cine a greșit, că a greșit, ăla că n-a organizat concursul, bine, unul, asistentul, nu mă interesează pe mine. Să nu fiu luat așa de... Gata. Am înțeles. O seară frumoasă. Mulțumim, mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Doamnelor, domnilor, eu sunt Cătălin Pasăre. Ne revedem în fiecare marți de la 20:15 la Sportul Gorjean. Până atunci, să auzim noi de bine.